Bună, bine ai venit la sesiunea noastră de shopping. Spune-ne, te rog, cât de des faci tu shopping? Bună! Să știi că am început să fac shopping inteligent, așa cum m-a îndrumat Domnica și bine a făcut, pentru că înainte făceam destul de des shopping și haotic. Mi se punea pata pe ceva, luam, după aia nu-mi mai plăcea și chiar am avut o discuție serioasă cu Domnica. Am zis, mi se pare un pic că mi-ies de sub control și nu e ok. Și mi-a zis, da, trebuie să-ți iei niște piese statement pe care să le ai și să le poți mixa ușor între ele, versatile, și atunci vei fi mult mai liniștită, vei avea și mai puțin în dulap și știi cum să te orientezi când trebuie să ajungi undeva. Hainele pe care nu le mai port și care n-au fost până acum așa niște piese vestimentare, le duc la un resale shop. E un concept foarte mișto în care îți reciclezi cumva hainele și atunci și eu îmi iau o parte din banii înapoi și se bucură și altcineva să le poarte. Atunci când vii la shopping, prefer să-ți cumperi un obiect vestimentar și să îl încadrezi în garderoba ta sau să construiești o ținută de la zero? Și. De multe ori îmi lipsește o piesă dintr-o ținută și atunci vin axată pe piesa respectivă, sau dacă trebuie să merg undeva și nu mai place nimic de acasă, da, aleg să fac și eu să creez o ținută la locul respectiv. Ești cumva o iubitoare de trenduri? Ai un trend pe care vrei să-l urmezi sezonul acesta sau pur și simplu preferi să-ți construiești ținutele exact așa cum simți tu? Eu mi le construiesc exact așa cum simt eu. Într-adevăr, sunt piese care acum sunt la modă, dar îmi plac. Nu e că le iau pentru că sunt în trend, ci pentru că îmi plac și mă simt bine în ele. Îmi place și stilul clasic, am foarte multe și piese clasice în garderobă care știu că nu vor muri niciodată. Și la fel chiar și piesele astea care sunt oversize acum, îmi place foarte mult stilul ăsta, dar nu neapărat, așa cum spuneam, că mă iau după modă. Eu sunt convinsă că și peste 15-20 de ani la fel voi purta acest sacou ca așa cum, poate că accesorizat altfel, dar cred că va rămâne o piesă. Ai un obiect vestimentar în garderoba ta la care ții foarte mult? Da, multe. Și mai ales piesele acestea pe care mi le-am luat în ultima vreme, gândite și piese. Mi se par așa piese de artă, adică nu mai au obiecte și haine la întâmplare. Și sacul acesta, de exemplu, îmi place foarte mult. Am și blugi pe care iubesc și sneakers care îmi plac foarte mult. Am mai multe piese, da. Când vine vorba de partea de beauty, există un produs care nu lipsește din geanta ta? Da, clar, glosul de buze sau strugurelul, că mai repede sunt adepta acestui produs, și rimelul. Deci dacă am rimel și un strugurel, un glos, nu mai trebuie absolut nimic.